Pistoane, carburele cotite e forjat, într-adevăr, dar pistoanele nu sunt forjate pe ăsta. Sunt din aluminiu, dar sunt forjate din aluminiu. N-ar fi respectat normele de poluare. Vă spun eu că sunt. Nu, hai să ne uităm pe net. Hai să ne uităm. Lamborghini. Forged aluminum pistons, gata. Și cum de găsit? Păi Wikipedia. Da, să văd. Heat steel crankshaft, deci arbore cotit, da. Plus forged steel connecting rods biele. Mamă, și pistoane. Și pistoane, da. The pistons are forged by Mahle and featured their anti-friction coating. Da. Nice. Eu fac vloguri de 15 minute. Eu de 1 minut și jumătate. Sunt rapid și în pat. Eu 1 minut și jumătate pe YouTube. Am înțeles. Asta o lași. Dar înainte de toate, eu trebuie să mă duc în Germania să-mi iau mașină și probabil o să mă duc cu Daniel Leulescu, dar chiar și așa tot o să folosesc un raport car vertical să văd dacă mașina este în regulă, pentru că oricât de bune am fi noi la verificat mașini și chiar atunci când te duci într-o țară străină și n-ai mecanic, n-ai service, poate te ajută un raport car vertical care îți spune dacă mașina a fost mătrășită la kilometri, dacă a fost furată, dacă are istoric negativ de daune, dacă a fost inundată de America, taxi și așa mai departe. Deci, un raport car vertical te poate ajuta. Și mai nou, raportul car vertical a devenit ceva mai prietenos. Are mai multe informații, au o nouă grafică, au două mascote și raportul este ceva mai user-friendly, atât pentru tine ca și cumpărător, cât și pentru tine ca vânzător. Un raport car vertical te poate ajuta dacă vrei să vinzi mașina. Așa că, în descriere, sub butonul de like aveți 20% reducere, folosiți codul meu și bucurați-vă de viitoarea voastră mașină. Andrei, tu ai mai filmat un M4. Da. Eu nu. Și vreau să pun mâna pe una de foarte, foarte mult timp. Pentru că atunci când eram la atelier, îmi zicea lumea că ești cel mai mare fanboy BMW. Aveam și BMW pe vremea aia. Acum zice că ești cel mai mare hater BMW. Dar nu e chiar așa. Eu doar sunt exigent în ceea ce privește BMW-urile noi. Am pretenții prea mari de la ei. Dacă tot avem loc să povestim și așa, avem. Știi chestiile astea de exigență relative. Uh-huh. Pentru că unul zice, bă, îmi place chestia, altul ce nu-mi place chestia aia. Și mereu contează ce scop ai la mașini, știi? De-aia când îți cumperi o mașină, trebuie să știi ce vrei. Sau ar ajuta să știi ce vrei. Uh-huh. Că nu știu, ți-ai un M4... Și tu ai crezut că lei numai de jmecherie și pe aia zici, bă, e foarte rigid, consumă mult, nu e confortabil. Eu am auzit des chestia asta. Știi că în România, nu știu, îți cumperi X6M. Eu am filmat un X6M pe canal, da. L-a cumpărat o doamnă, super faină doamnă, tot ok, că ea a vrut cel mai mare, cel mai puternic BMW. Și cel mai puternic, cel mai mare X6M. Da. Mărime. După 3 luni, a dus înapoi la buyback. Că durea spatele. Eu zic, băi, foarte rigid, nu înțeleg, adică eu am crezut că X6M e ceva lux. Nu e lux, e mașină de circuit aproape, să zici, știi? La fel e și asta, e o mașină super performantă, tracțiune spate, ceea ce e foarte bine. Ne bucură chestia asta, dar ai putea zice, bine mă, tracțiune spate, că iarna nu e stabilă. Iarna nu e ca vară, nu, iarna sigur nu e stabilă. Bă, dar asta e stabilă, care cauciucuri de iarnă, știi? Și pe lângă chestia asta, diferențialul spate e autoblocant. Adică ce se întâmplă atunci când ai tracțiune spate, dacă o roată se învârte în gol, cealaltă stă pe loc. Da. Aici nu e așa, că dacă o roată se învârte în gol, cealaltă își face treaba. Deci n-ai problemele tipice de BMW, să zic așa. Hai să vedem botul. Place sau nu place? Personal. Mașina asta are și pachetul de carbon, oglinzile și elementele alea de la admisie acolo, dar prizele de aer sunt din carbon. Un pachet destul de scumpicel. Dar așa, da, deci pe lângă faptul că e competition. Da, e competition, da. Păi cine-și mai ia non-competition? Că non-competition-urile sunt tracțiune spate și manual, adică tot ce urăște românul. El vrea automată și X-Drive. Zici? Discutabil, da. Acum. Eu... mulți care ar zice, bă, o manuală e o mașină adevărată. Uite, mi-a scris Stancă Uraganul că nu poate să pună Ferrari. Stancă Uraganul? Da, că nu poate să pună Ferrari-ul puterea jos și vrea ceva cu tracțiune integrală, adică ceva Lamborghini Huracan. Știi? Ceva să pună puterea jos, că nu poate să pună puterea jos. Dar mașinile au devenit atât de puternice în ziua de astăzi, acum, ce, că eu îmi iau M4 și îi fac soft, îi fac tuning, 750 de cai, nu o las la 510, că e prea puțin. Dar noi am înnebunit cu cifrele astea de putere. Esența unei mașini condus în sine nu ține neapărat de putere. Ți-a scris Țancă Uraganul? Vrei să vezi mesajele? Nu, am auzit tot ce ai zis și sunt de acord, pentru că știi, dar e normal, pentru că tu ce faci? Te uiți la cifre, te uiți statistic. Bă, asta are 510 cai. Păi clar că nu se compară cu aia de 300, știi?
Logic. Da, nu se compară în linie dreaptă. Dar contează de multe ori senzația de condus. De aia și o mașină de 100 de cai poate să fie faină și te distrezi cu aia la condus. Nu trebuie, trebuie 800 de cai. Știi da. Că în ziua asta sunt cifrele astea enorme. A mea are Lamborghini de 700, eu am Lamborghini de 800. Stai că eu am mai înghe de 9000. Fac ăștia mișto că Subaru BRZ, vezi, doamne, are 200 de cai și trece Golful 4 un 9 TDI cu soft pe lângă el. Am omorât audiența cu Subaru BRZ, da zi. Sau Toyota GT86. Uitorii mei știu că e mașina mea preferată, știi? Okay. Nu ai nevoie de multă putere. Aia e mică, ușoară, e joasă, te lipește de asfalt, simți toată mașina. Nu, puterea e totul. Dar nu știu cum am trecut de la botul unui BMW la... Pentru că discutam despre cum mașina asta da. E făcută așa să impresioneze vizual. Uh-huh. Că e făcută, știi? Adică majoritatea oamenilor care cumpără mașini în ziua de astăzi contează să și arate bine, nu? Da. Degeaba zici, bă, are 500 de cai, dar fii atent, arată ca un Clio. Nu fără supărare pentru proprietarii de Clio, dar trebuie să fie faină. Dacă pui o poză cu ea pe net, să zică lumea, mamă, ce tare îi. Și așa au devenit mașinile în ziua de astăzi, care poate e un pic trist, dar nu contează, se vând. Se vând. Deci de când grila e așa, știi? E mai mult dis de Castor. Dar vrei să știi ceva? Între un Serie 4 normal sau un M440 și asta e o diferență de grilă. Chiar dacă ele tot sunt mai mult verticale și nu mai sunt orizontale, rinichii ăștia, așa cum... Așa. Pe M4 și pe M3 arată mult mai bine, pentru că dacă vă uitați atent la formă, arată ca două buci la seria 4, pe când aici arată ca niște dinți, pare un pic mai agresivă și mie îmi place designul de la asta. Nu-mi place designul de la seria 4 normal, mi se pare... Mie îmi place. De la ăla normal? Da. Du-te înapoi la mic. Mă duc. Salut. Da. Ăla așa. Nu vorbesc de seria 3, dar știi ăla 4 cu... Ah, ok. Seria 4 ăla. Deci la seria 3 îți place? Da, la seria 3 îmi place. Sunt de acord, la seria 3 e mai fain. E mai fain, dar ăsta îmi place. Și e mișto că M3 și M4 au același bot, știi? Adică dacă faci un accident cu M4, pui bot de M3 sau invers. M3 pui bot de M4. Dacă deschizi capota, ei zic că au și un motiv destul de întemeiat pentru care a fost nevoie să pună grila asta așa de mare. De ce? Știi că în primul rând deschizi capota, tu deschizi vorbește. Capota. Știi că sunt poveștile astea cu China, de exemplu, că și seria 7 când au venit cu grila mare, au fost făcută așa pentru că da, așa e. În China e o preferință pentru grile mari. Unul din trei proprietari de BMW de seria 7 e chinez. Exact. Și celălalt, unul din trei, e manelist, știi, deci... Și amândouă le convine grila mare? Grila mare, da. Da, acum chiar o suna de parcă am dat cu hei, dar există un motiv pentru că ea are 7 radiatoare, să le audă ei. 7 radiatoare. 7 radiatoare, cred că știi chestia asta. Da, dar te las pe tine să spui. Nu, uite, tu ești enciclopedia adevărată aici. Nu, dar tu ești invitat, adică nu te-am chemat ca să-mi faci vizit, ca să se uite lumea, știi, la clipul meu, pentru că ești tu aici, trebuie să și... vorbești. A, trebuie să și susțin. Trebuie să și susțin. Am înțeles. Plus că ai două turbine care au nevoie de aer. Da, și spre deosebire de alte turbine la BMW, astea sunt monoscroll, nu sunt twin scroll. Uh-huh. Și totul la interior e forjat. Adică biele, pistoane, deși tu n-ai... Mi-am uitat asta până, n-am crezut că pistoanele sunt forjate. Da. Și arbore cotit. Motorul ăsta e făcut să ducă. Și diferența între un M4 și un M4 Competition 30 de cai, aia e diferența doar la presiune, la presiunea în turbină, la boost. Nu e... Da. Nu e mare diferență, deci poți să o duci și pe aia la 510, dar părerea mea e că mai bine ți-o iei pe aia, că e manuală. Da, bine, asta e altă discuție, o să vorbim când o să mergem cu ele. Avem bare de rigidizare peste tot, mașina e mult mai rigidă decât un seria 4 normal, că zice lumea, am iau M440 cu B58, motorul duce 500 de cai și gata, mi-am făcut M4, dar nu e chiar așa. Nu e chiar așa, pentru că da, tu ai același număr de cai, că vorbeam din nou despre cai, dar nu ai aceleași performanțe. 510 cai la asta, 650 Nm și pe versiunea cu tracțiune spate, că zice lumea, bă, nu pune puterea jos. Tot face 103,9 secunde, adică nu e o mașină lentă, știi? La câte kilograme? 1800 în cap asta. Și aia e cu X-Drive, e mai grea. Da, aia e 2 tone. Aproape de 2 tone. Nu îți vine să crezi cum au ajuns mașinile să fie atât de grele. Și M2 ăsta nou, care e făcut pe un M4 cu ampatament micșorat, și el a ajuns să cântărească 1700 de kg, adică mi se pare... Bă, dă-o încolo de treabă, că 1700 de kg, 1800 de kg are un X5 de acum o generație, știi? E mult și din păcate se simte la condus, acum depinde și ce condus, știi? Că dacă doar accelerezi în linie dreaptă, nu te deranjează. Ți-ai testat dacă vrei să accelerezi în linie dreaptă. Da, dar dacă vrei să mai și virezi, să mai tragi de ea, să fii atent la o frânare, să frânezi sportiv cu ea, da, se simte. Motorul, pentru că n-aș vrea să sărim așa ușor de el, ziceai 510 cai, noi amândoi am văzut împreună când am fost la eveniment în București, exact același motor turnat la 1040 de cai, da. Nedesfăcut. Ce înseamnă nedesfăcut? Adică arborele cotit, stoc, blocul stoc, chiuloasele stoc, bineînțeles, turbo mai mare, injectori mai mari, dar
practic să ai pistoanele stoc și să ducă dublu caii care e din fabrică, e fenomenală. Și în același timp ea respectă standardele de poluare din ziua de astăzi, care știm că e destul de greu de satisfăcut. Aici e problema cu filtrul de particule, pentru că motorul ăsta ar suna genial dacă n-ar avea filtrul de particule sau măcar o evacuare, dar așa e un pic amorțit, un pic atenuat. Și aici au mașinile noi de pierdut, dar mai contează. La banii ăștia, cât a fost mașina? 124.900. Deci îi iei și pui evacuare. Da, chiar tu ți-ai pune evacuare la ea? Da. Da? Da. Și eu să bârâie. Eu sunt pro-evacuare acum. Harry Potter din spatele camerei. Da. Da. Sunt pro-evacuare, dar cu o condiție. Da. Știi ce mă enervează cel mai tare? Ăia cu evacuări care le turează în oraș și motocicletele și alea care le auzi că stai în centru și turează. Bă, eu la aia nu înțeleg de ce nu stă reareu acolo, talonul la toți. Salut. În rest, că ai o evacuare care în oraș nu accelerezi și mergi cu ea normal și te duci în afara orașului și dai, că îți place ție să o auzi, să o simți, să te bucuri de sunetul ăla. Perfect normal. Tu nu-i dai la Subaru? Ba da, în afara orașului. Dar nu mă duc în centrul orașului și 6.000 de ture, 7.000 în limitare, mamă ce îmi sună mie evacuarea. Mi-e și rușine, m-ar fi rușine să mă duc ea în centru să o turez. E vorba de patare. O să auzim și o să aflăm și cum se aude motorul ăsta, chiar sunt curios. Hai să vedem. Închide în capota. Închide-o. Da. Ia, ți să închizi capotele la BMW? Nu, mai explici tu. Eu dau cu ele cu toate. Da. Așa. Dacă dai prea încet, trebuie să, sau dacă vrei să dai mai încet, trebuie să dai aici de la încuietor, știi? Da, trebuie să le apeși. Că altfel la BMW rămâne așa, știți câinii care au o ureche deschisă și unul, așa rămâne și capota la BMW-uri. Hai să vorbim un pic. Faruri? Da, uitasem de farurile. Pentru că uite o chestie. Mie nu-mi place foarte mult grila față. Ce înseamnă nu-mi place foarte mult? E fain, arată bine. Dacă ar fi să fie mașina mea, n-aș zice că ai schimb fața sau ceva. Da. Știi, dar mi se pare că clasicul BMW care avea rinichii, grilele alea mai mici, era mai BMW, în mintea mea, dar farurile mi se par geniale. Farurile, ia stai că le aprind eu. Astea sunt cu laser. Ele în principiu sunt LED, au laser doar pe fază lungă, duc 550 de metri, culmea, duc 550 de metri la seria 4 și 650 de metri la seria 5. Adică duc un pic mai mult. Dar eu sunt prost, nu? Ai vrut să te aprinzi farurile? Da, am vrut să aprind farurile. Cum îți dai seama că sunt cu laser? Au conturul ăsta albastru aici, da? Nu arată bine. Și luminile de zi și tot foarte, foarte drăguțe. Și farurile de seria 4 arată mai bine decât farurile de seria 3. Acum, BMW pe noile modele are și la seria la M4 facelift, spre exemplu. Eu s-am încuiat. De să vă cheia. Ia cheia. O să renunțe sau au renunțat la cheia asta cu display, la farurile cu laser. Eu sunt de acord cu renunța la asta. Și eu la fel. Cheia asta arată foarte bine. O pui pe masă la o cafenea când mergi cu prietenii și zic prietenii, da, bă, te-ai ajuns. Da. Dar până la urmă e o cheie care se descarcă o dată la 2-3 zile. Și o cheie care s-a demodat în sine. Că și e o cheie care merge sacadat și nu faci mare lucru. Adică, bun, vezi câtă autonomie are. E tare ideea, dar nu e ca și cum să mă uit să văd câtă autonomie am, că trebuie să o bag în priză, știi? Că mergi și faci un plin în 2 minute. Deci nu e chiar atâta mare filozofie. Deci nu folosești, în adevăratul sens al cuvântului. E cool, dar nu folosești. Exact. La seria, la versiunile... Bine, la asta încă nu. Pentru că n-a apărut încă seria 4 festive, dar la seria 3 facelift au renunțat la cheia asta, au renunțat la butoanele pentru scurtătură de la 1 la 8, știi? La căldură sus? Da, acolo butoanele, scurtăturile pentru alte chestii. Au renunțat la cheia asta, au renunțat la farurile cu laser, unele Matrix LED, acum îi zice Adaptive LED cu tehnologie Matrix la BMW. BMW renunță la anumite chestii și simplifică gama per total. Și la seria 7, la i7 nu mai sunt cu laser, ai văzut și tu că ai testat și tu una. Ai filmat și tu una, dar nu, astea sunt mișto, arată bine și poți să le iei și închise dacă vrei, știi? Bun, și care e motivul pentru care renunță? De ce? Motivul? Tehnologia aia Matrix LED e mai avansată decât asta cu laser, pentru că poți mai bine să țintești când vine mașina din față, să nu o orbești sau să... Da, laserul e mai puternic, dar nu are precizia să se dezactiveze pe o anumită bucată de drum. Mercedes și Porsche, spre exemplu, au faruri acum cu proiectoare, deci proiectează pe jos niște chestii, poate ai văzut și tu. Dar... Poate am văzut și eu. Poate ai văzut și tu. Hai, vino încoa să vorbim de jante. Poate am și eu acces la net. Prima surpriză pe care am văzut-o e că mașina are cauciuc ordeană, dar lăsând asta la o parte, mie mi se par, jantele nu sunt mici, dar ele par mici. Dacă, nu știu dacă se vede așa. Nu, și mie mi se pare că par mici, dar pe mine nu mă deranjează. Acum e cultura asta a jantelor mari, știi, mai ales dacă ți-ai un BMW, un Audi, cât mai mari jantele, da. În primul rând tu ai niște confort, bun, te mai și induce în eroare faptul că-s cauciucuri de iarnă, că dacă nu ar fi, practic, până aici. Mie mi se par frumoase. Acum depinde ce vrei. Vrei performanță sau vrei jante mari? Cu cât mare janta, cu atât pierzi puterea. Exact. Și mașina e un pic mai manevrabilă, se oferă un pic mai mult feedback în direcție dacă are jante un pic mai mici.
Interesant este că nu are frânele ceramice, dar da, poți să-i pui frânele ceramice, nu știu dacă merită la un M4 frânele ceramice. Discuția noastră, eu la orice mașină, plăcuțe de frâne da, din fier, sună, dar e cea mai bună frână. Dacă ați văzut clipul cu Focus-ul RS, ăla avea niște plăcuțe de frână special gândite pentru curse, pentru Nürburgring, într-adevăr, nu prea erau omologate pentru stradă, dar cum frâna mașina aia, eu n-am văzut să frâneze altă mașină. Uite o priză de aer falsă, stai, mai vorbim ceva, amortizoare adaptive și poți să-ți vopsești tu etrierele de fabrică. Bine, amortizoare adaptive, dar totuși ai suspensie pe arc elicoidal, da, normală, perne, clasică, deci nu ai perne, totuși vorbim de un M4 Competition, nici adică BMW n-a sacrificat la performanță deloc și nu mă fac o paranteză, pentru că BMW de foarte mulți ani face fabrică mașini sportive în adevăratul sens al cuvântului. Mașini sportive sau mașini manevrabile. Știi? Și performante. Avem varianta M4 Competition CSL. Sigur ai văzut-o. Da, normal. S-a lansat un CSL care nu-ți place, ai zis, nu? Place. Bun, dar hai să ne uităm la cifre sau la performanțe. E cel mai rapid BMW de pe un circuit. E cel mai rapid. Vreodată, făcut. Da. Platforma asta de mașină demonstrează cât de mult se poate scoate dintr-un BMW de genul. Da, dar cel mai rapid BMW de circuit vreodată nu e atât de rapid. În comparație cu ce? În comparație cu alte mașini sport, da. La aceiași bani? La aceiași bani sau chiar un pic mai ieftine. Și M4 GTS, și M3 GTS-ul E92, și M4 CSL. Mi se pare că sunt prea scumpe, da, nu sunt suficient de rapide și nu sunt suficient de diferite față de un M3 și un M4 normal. Pe când E46 CSL, aia nu era o mașină de circuit, aia era o mașină efectiv ușurată, făcută pentru distracție, pentru manevrabilitate, pentru feeling. Pe când asta e făcută pentru CSL-ul ăsta, noi e făcut pentru viteză, e prea scump. Diferențele între un M4 normal și un CSL nu sunt atât de mari, nu e atât de ușoară mașina. Și da, e cea mai rapidă mașină de BMW făcută vreodată, punct. Dar sunt mulți producători, da? Pot să numesc nu numai Ferrari, Porsche, Lamborghini și chiar și Ford care face mașini mai rapide decât M4 CSL și BMW. Mică discuție, nu poți să compari Porsche, Lamborghini, Ferrari, da, că ăștia sunt producători de supercaruri. Da. BMW face mașini de serie, ei își bazează profitul și vânzările pe mașini normale, pentru oamenii normali, care merg din punctul A în punctul B. Da, CSL-ul costă cât un GT3. Ce ții? Mai, eu sunt fan și mi-a GT3, dar ce vreau să zic, mie se pare o performanță destul de frumoasă să poți să faci un BMW atât de puternic. Da, tu zici, bă, dacă îl compari cu altceva, nu e la fel de puternic, logic, că nu e la fel, știi? E ca și cum ăia care fac numai supercaruri, logic că fac mașini rapide și ăștia care fac mașini de serie au demonstrat că pot să facă. Ce părere ai? Eu nu pot să bag mâna prin ele. Și apropo, nu sunt așa fan în raid BMW. Nu? Nici eu. Uite, avem oglinzile de carbon, oglinzile M, care acum am văzut că au început să le pună și pe M850i facelift, astea despărțite așa, aerodinamice. Avem pragurile astea uriașe. Da, acum eu te întreb, sincer nu știu, oglinzile de carbon. Da. Ce? Doar carcasa asta e de carbon. Doar carcasa, da. Deci nu ai tot suportul de carbon sau așa. Carcasa, deci carbonul e o modă la mașinile nemțești, nu știu dacă ai observat. Gândește-te la Toyota Yaris GR, la care plafonul e complet din carbon și nici nu știi. Adică nu e foarte vizibil că e din carbon. Și de ce? Ca să scadă centul de greutate, la fel cum ori făcut și la M3 E46 CSL. Poți și la asta să ții plafon de carbon, dar asta are trapă. E printre singurele M4-uri pe care le-am văzut cu trapă. Păi și atunci nu e un pic de contrast. E un pic de trapă acolo, carbon aici. Depinde cine a configurat-o. Asta e clar că e pentru ce? Pentru așa, bă, e tare că am și eu carbon. Da, doar aspect. Aspect. Deci nu e performanță din carbonul ăla scos. E doar aspect. Când ai o mașină sport, vrei să arate într-un mare fel. Și pui carbon, poți să ți le faci negre, poți să ți le faci în culoarea caroserie. E un pachet care zice Shadowline Delete, știi, și le ai în culoarea caroserie. Dar numai că tu plătești în plus, ca să înțeleagă lumea la ce mă refer, ce mă deranjează pe mine. Tu plătești în plus și zici, ce obțin că plătesc în plus? Vopsea. Păi nu, știe lumea că e din carbon, dar nu-ți face mașina mai rapidă. Nu. În situația asta, știi? Deci plătești pentru... La tine. La mine. Nu mergem în spate. În spatele cui? În spatele mașinii. Nu. Vreau să-l iau pe Nelu Ciocănelu, să faci și tu un test cu Nelu Ciocănelu. Hai, nu știu ce e aia. Bine, așteaptă aici un pic. Că vin imediat. Bă, aș fi îngrijorat dacă aș fi proprietarul cu ciocanul ăla. Hai, ia-l, că tu... Nu, du-te de aici. Da, știi că când ești jurnalist auto, trebuie să testezi materiale într-o mașină. Deci, bă, materiale bune, materiale proaste, știi? Mai bine lăsăm Nelu Ciocănelu să spună, da? Pentru că, ce se face? Nu-i mai dați mașina lui Cipopa. Ui. Da, nu se aude țac, de ce moale? Se aude țac, de ce moale? Nu se aude țac, de ce moale? Moale. Moale și aici, chiar dacă se întărește. Stai mă, ce ciocănelu, ca să-ți dai seama dacă atingi cu mâna, uite. Păi da. Moale, moale, da, și, aici ai și aici ai tare. Tu poți să minți.
Păi dar nu sunt aici să mint, eu sunt aici să zic adevărul. E tare, dar uite, poți să-ți bagi unghia în ea. Vezi? Doar dacă face țac-țac, uite. Țac-țac, vezi? Și aici da, adică tu vrei să-mi zici că plasticul ăsta e un pic mai mare decât plasticul ăla. Da. Dar totuși, eu fii atent, eu n-am treabă că sunt plastice pe ușă. Păi nicio, dar... Personal, la nivel personal. Da. Dar îmi dau seama că e un pic dubios să coste mașina o căruță de bani și să ai plastic. Și să ai țac-țac. Și păi, să ai, așa. Păi da, asta e spumă poliuretană. Și mașina are bordul, da. Fii atent. În standard vine un bord normal de plastic. Și ăsta e bordul de Sensatec cusut, care seamănă cu pielea, care costă un pic mai mult. E o spumă ceva mai moale cusută. Și aia costă în plus. Deci în standard îți vine cu plastic normal, tot moale. Deci plătești în plus dacă vrei bordul moale. Bordul moale cu două cusături, da. Exact. Plătești în plus absolut orice. Da, avem pragul. Da, eu aș fi genul ăla de om care după ce ai luat mașina de la mine și nu mai cunoaște, te-ai întreba aici, bă, ce prost a fost ăsta, fii atent că nu și-o pus asta, nu și-o pus asta, nu și-o pus. Știi ce zic? Uite, da, centurile da. Cu M. Da. Poți să ți le cumperi pe 116i. Da. Da. Dar pe M4 și pe M5 nu vin în standard. Trebuie să ți le cumperi tu. Centurile cu M nu vin în standard pe deci M4. Asta e extra opțiune. Asta e extra opțiune. N-aș cumpăra-o. De ce? Mă ține la fel de bine și fără trei dungi. Păi da, mă, da, zice lumea, stai, bă, puțin, că nu e... Cum zice nu e lumea M4? Că nu e M și eu zic, M. Bine, nu contează. Da, vine tovarășul tău cu 318D cu pachet M da. Și eu te băi, am centurile M, tu n-ai, știi? Și eu zic, bă, noi, ce e, nu m-am permis, mă duc să mă dau cu 500 la oră. Și privacy glass-ul este opțional la mașina asta. Adică cum ar veni geamul fumuriu. Geamul fumuriu, da. Privacy glass protecție. Ăsta l-aș lua, recunosc. Că îmi place că arată bine, mie știi? Nu. Mie îmi place. Eu nu bordul în piele nu l-aș lua, dacă e extra opțiune. Dacă nu mi-l dai din partea ta, bossule, să fie a tău, ține-l. Da. Bun. Hai să vedem. Pe spate, deci dacă pe față erau jantele pe 19, pe spate trebuie să fie... Și vine stoc cu jante de tablă? Nu, dar ar fi mișto să vină. Fac mișto, n-ar fi mișto. Știi că în Japonia era o versiune de Subaru BRZ care venea cu jante de tablă. Jantele la M3 și M4 sunt mai mari pe spate. Sunt 19 pe față și 20 pe spate. Și de asta... Eu am o întrebare. De ce? Cum ai că de ce? De ce? Păi și la Porsche e tot la fel. Da, dar de ce? Pentru că ai tracțiune spate, motorul e în față, ai nevoie de o anvelopă lată care să pună puterea jos. Și atunci de ce să nu pui și pe față? De ce să nu pui pe față? Pentru că strici echilibrul mașinii, echilibrul dinamic al mașinii. Pentru că... Unde? Uite, era un Camaro ZL1 mai demult, motorul de 7 litri, știi? Ăla avea motorul atât de greu, încât trebuia să-i pună anvelope de 305 pe față, pentru că era botul prea greu și nu reușea să vireze mașina. Aici, având o distribuție a masei aproape de 50-50... Aici la M4. Da. Așa. Nu ai nevoie de niște jante și niște anvelope atât de mari, pentru că ai strica echilibrul dinamic, n-ar mai fi la fel de agilă, ai vira un pic mai greu. Chiar dacă ar avea probabil mai multă aderență, ar avea prea multă aderență pe față și mai puțină aderență pe spate. Și ca să facă un echilibru foarte bun, au pus anvelope mai mari pe spate. Și dar știi că asta se poate regla și din cât bari bagi în anvelopă. Păi da, dar cine și-a mașina de obicei nu mai stă să... Mie mi se pare, dar poate și eu așa, știi, te uiți la mine, zici, bă, ai stricat la cap. Ei soție e M4. Și o chestie de șmecherie. E și o chestie de șmecherie. Că dacă te uiți pe M4-urile care participă la competiție, știi că sunt folosit... Alea n-au 19 pe față, 20 pe spate. Alea au aceeași dimensiune. Așa e regulamentul acolo, n-ai voie să ai. Și zici că dacă regulamentul le-ar permite și ar pune 19-20, eu cred că ar regla aderența din presiune. Bag pe față 2 bari, bag pe spate 2-4. E posibil, dar la curse, la competiții GT3, GT4, au un interval de presiuni pe care trebuie să-l respecte. Pentru că vine producătorul și spune că presiunea minimă în anvelope respective, că el vine cu un anumit compound. De anvelope, exact. Exact, și zice, ai voie, minim 18 PSI, minim 26, că îți dăm PSI să fie mai precis. La astea de stradă e fix pentru a regla echilibrul, că mașina e și mai lată un pic pe spate. Și e o chestie interesantă. Mi-e pare că e și un cool factor la chestia asta, că mă întreb pe mine, știi? Cool factor, gen, bă, fii atent, pe față așa, pe spate așa. Da, are o componentă de cool. E ceva despre care să vorbească vloggerii, știi? Da. Uite, vezi? Clipurile lor. Ce zici de spate? La M3, spre exemplu, au făcut o chestie... Deși mie îmi place mai mult cum arată M3, au făcut o chestie stupidă. Aici, la M4, au evazat aripile destul de frumos, știi, toată caroseria, pe când la M3 au lăsat ușa de seria 3 și au evazat doar partea asta de la ușa încolo și arată un pic ciudat. Dar la M3, eu zic că e ok. Mie spatele mi se pare superb. Mie îmi place mai mult spatele de pe M3, dar asta e pură... Eu nu compar cu altceva, eu spun gen... În momentul de față îmi place mai mult spatele decât fața. Da. Frumos, simplu, elegant, îl vezi de la distanță, arată bine. Eleronul de carbon. Mașina are și un pic de aerodinamică pe sub mașină, deși difuzorul ăsta în mare parte e fake. Chiar dacă mașina are un pic de aerodinamică în spate, e destul de fake difuzorul. E ca și grila pentru poze. Și exact, uite, carbon și la eleron, evacuarea reală. Aici. Asta dă apăsare la sol.
Spunea că da. Da, dar îți dai seama că majoritatea pentru care îl vor oamenii, că arată bine. Că arată, știi? Bine, da. Dar mașina chiar... Că gen ce de apăsare la sol, unde? Peste 120. Păi da, pe autoban. Uite, deci v-a pus camera în siglă. Uh-huh. E siglă BMW cu cameră. Și ai văzut la seria 7 cum e. Este spălătorul din siglă și ți-o spală. Da, bine, mie nu-mi place. Frumos, simplu aici. Mie îmi plac lucrurile simple. Da, asta e ok. Stopurile sunt ok, spatele arată bine. Spre deosebire de alte BMW-uri care au aici prize false. Uh-huh. Aici au pus reflectorul. Și au făcut-o un pic mai elegantă. Spatele e chiar mișto. Și culoarea e... Deschidem un portbagaj. Bun, hai portbagajul. Ta-ra-ra-ra. Electric. 440 de litri, e un portbagaj simplu. Da, cred că are rost să arătăm prea multe. Da, o singură întrebare. Câți Luci Popa intră în portbagajul ăsta? 3 jumate. Măsurată, exact. Măsurată. Luci Popa știe ce dimensiune are portbagajul, știe ce dimensiune are el și doar în parte. Îți spun eu am, hai să spun, că știu sigur. Litri, eu... zi-mi în litri cât ai. 150 de litri. Da. Și portbagajul are? 440, deci intru 2,9 luci aici. A, deci nu intră 3 Luci Popa. Nu intră 3, 2,9, atâta e. Da. Atâta m-am măsurat, am intrat într-un portbagaj de 150 de litri de Mazda MX-5 la fix. Adică da, nu mai Luci Popa își cunoaște masa volumetrică, e genul ăla de jurnalist auto. Ce, tu nu-l cunoști? Nu. Bun, ai e un mister. Bancheta rabatabilă, e o mașină destul de practică din punct de vedere al portbagajului, n-am ce să-i reproșez. Da. Și n-are ață de aia să deschizi aici n-are jos, să te uiți, să zici, bă, nu mi-a dat roată de rezervă. Da. Și fața cea mai mișto este că dacă ai portbagaj electric la BMW, se și închide din cheie și proprietarul nu știa chestia asta, a aflat acum. Hai să vedem și rezervorul, pe aia trecem la interior. Să vedem rezervorul? Nu, mă, nu. Dă o cheie de 10. Da. Ce e mișto la M4 este că are... același bușon ca un seria 4 normal, da? Și deși M4 nu se găsește niciodată cu diesel, dar uite, avem decupajul pentru AdBlue. Și asta e mișto sau nu e mișto? Asta e un detaliu interesant. E un... Adică gen e un minus, pentru că nu e piesa produsă special pentru M4. Exact. Și ori luat-o de pe seria 4, de pe nu toate contează. Da. Și știi cum e logica? Pentru că dacă stai să te gândești, am filmat un M3 E46. Amortizoarele de capotă scriau pe ele M3 E46. Da. Deci erau amortizoarele de capotă erau făcute pentru M3, ca să-ți dai seama, știi? Aici au zis, bă, n-are rost. Ce nu se vede, asta să fie de seria 4. Ce se vede, să fie de M4. BMW recommends Shell V-Power. Asta e luată din România? E mașină de România? 100%. Păi și unde alimentezi tu cu Shell V-Power? O vreau să scrie OMV, manor greșit. OMV Power, da. Știi? Poți să bagi benzină cu 25% etanol și uite, RON 98 și minim, dacă ești zgârcit, bagi 95. Bine, tu ai... Nu începem această discuție. Dacă da. Ți-ai M4 și bagi 95, e trist. Ei, aia e. Dar bine, proprietarul bagă de 100, deci... Da, e boss. E boss. Fii atent, hai la interior. Hai și la interior. O să facem testul cu Nelu Ciocănelu, să vedem ce fel de materiale de producție sunt la Craiova. Dar noi facem Ford-uri, mă. Noi suntem bine. Aici sună un pic ca ieftin. A ieftin? Stai? Nu! Ah, premiu. Premiu. Bun, mașina vă care și volanul încălzit de carbon, padelele astea de M care sunt mult mai bune decât padelele de BMW normal care sunt prea depărtate și prea plasticoase. Ce faci, mă? Vreau să închid asta să arate bine, uite. Respect, Andrei, bravo, Andrei. Hai să vorbim despre interior. Diferă destul de mult față de un seria 4 normal. Interesant este că poți să-ți iei bordul ăsta, partea asta de bord. Nelu, ia-te-mi. Da? Partea asta de bord, care e moale, așa, asta e moale, asta e sensatecu și aici tot. Este e tare, ești nebun? Oh, da. Moale aici, pe carbonul ăsta nu dăm, aici nu dăm, tot ce se poate zgâria nu dăm, dar oricum Nelu Ciocănelu e destul de fin, destul de neted. Poți să-ți alegi în ce culoare vrei tu și poți să-ți iei în roșu, eu mi-aș lua un roșu. Da, ornamente, la fel, poți să iei carbon, poți să-ți iei altceva. Tu cum ai lua-o? Eu aș lua-o ieftină, cum am zis. Care e cea mai ieftină culoare? Aia e, să deschidem. Nu, glumesc. Mă, sincer, nu știu cum aș lua, pentru că îți dai seama, zici, bă, vreau alb, dar după aia zici, bă, dar albul în timp se face gri, știi? Bă, vreau roșu, bă, dar după aia o să pare că-s cam anelist, știi? Uh-huh. Bă, vreau verde, da, dar după aia nu merge cu exteriorul. Deci e o decizie grea și sincer, știi cum le cumpăr eu? Mereu cum le găsesc pe mobile. Adică ați fi serioși, nu le cumpăr din noi, știi? Dacă am găsit-o la preț bun alb, iau albă. Dacă am găsit-o la preț bun roz, zic... E bine că merge. Pe camera să arăt. Ai înțeles ideea? Da, am înțeles. Câte exact, mașini ți-ai luat de noi? Tu. 3. 3 de noi de la 0 km? Da. Ești nebun, nu mai ai niciuna de nouă. Fii atent aici. Nu, 4 cu Cielo. Deci 4. Uite, avem tot bordul alb, sau mă rog, gri sau cum vrei să-i spuneți. Cielo, știi de la ce vine? De la cer. Nu, vine de la... Că unul a zis, ce culoare vreți, știi? Și a zis, Cielo.
Ah, si yellow. Vezi, avem buzunarul ăsta capitonat aici, dar asta e plastic negru. Ia deschid un pic. Să-l vopsească și pe stai, el. Stai, deci buzunarul ăla e capitonat? Da, e capitonat. Pentru că știi ce mi se pare ciudat? Da. Deci acolo îți bagi cheile și nu sună, și aici îți bagi cheile și sună. Și pentru că aici nu ai capitonat. Eu la modul cel mai serios sunt Subaru, pentru că nu am capitonaj, pentru că e Subaru și pentru că genul e japoneză. Uh-huh. Am o mânușă de iarnă și când mă urc în mașină, îmi bag cheile mereu în mânușa de iarnă. Unu, să nu zgârie ușa și doi, să nu sune. Păi, eu mi le pun în ghiozdan și nu mai... No, eu nu. Deci eu o să zic că e foarte ciudat că aici nu are capitonaj și acolo are. Interesant. Un detaliu. Vezi că și în bord, dacă te uiți, are capitonaj să nu-ți drângăne lucrurile, dar nu are. Mânuși nu are pentru că ușile oricum sunt destul de mici, dacă e să mă întreb pe mine și de asta probabil că nu. Pe butoanele M1, M2 și o să intrăm și în... Să vedeți destul de urât șurubul ăla de aici, îl vezi în ușa împrindere? Da. Așa, destul de... Uf! No, îmi iau eu ce culoare vreau, dar mă acoperă șurubul ăla. Ce chestie. Da, dar ăla nu e un șurub pe care să-l vezi. Adică doar dacă ții ușa deschisă și stai și te uiți la el așa, știi, vezi cum se uită el la tine. Da, dacă îl vezi odată și pe azi rămâne în minte mereu și știi că e acolo. Eu mai uit, nu e chiar așa. Imagina, dacă știu că mașina e zgâriată, nu mai e bună. Hai să vedem camerele. A, trei contacte. Aici sunt trei. Și una frontală. Eu până Luci pornește, mai fac și eu o glumă de asta, de buget. Sună frumos. Apple CarPlay Wireless. De asta urăsc eu Apple CarPlay Wireless. Pentru că proprietarul e departe, dar telefonul lui s-a conectat. Dacă lui sună telefonul, noi trebuie să vorbim cu omul. Știi? E un mic inconvenient, dar în rest Apple CarPlay Wireless. CarPlay, sau cum? CarPlay, nu pot vorbi. Nu pot vorbi că nu, e greu aici. Mi se pare genial. Pe mine cel mă deranjează cel mai mult că folosești Android Auto, bagi cablul ăla, nu? Da. Pui telefonul jos, ești în România, da, într-o groapă, s-a deconectat. Să mișcă un pic telefonul, că ai vrea mai trai într-un viraj, s-a deconectat, știi? Că poate mișcă mufa tine. Aia. Da, doar la mine, nu, că la mine sunt mufele mai uzate, știi? Nu-mi permit mufe noi. Dar ți se deconectează mult mai ușor. L-ai conectat la wireless, ai Apple CarPlay, se conectează automat, mi se pare... Îți spun eu, 4 dezavantaje la a treia care. Mare invenție după roată și tranzistor. Bună asta. 4 dezavantaje la CarPlay. 1. Se descarcă telefonul. 2. Se încinge telefonul și strici durata durata de viață a bateriei, da? Da. 3. Ai lag la sunet. Dacă tu stai și aștepți pe cineva și vrei să te uiți la un clip pe YouTube și mașina e conectată, ăla vorbește la 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 și la 3 secunde mai târziu ce se întâmplă. Și 4. Chestia asta cu telefonul. Dacă tu ieși din mașină și sună telefonul, mașina va rămâne, mai ales la BMW, rămâne conectat CarPlay-ul și Android Auto. Wireless. Oamenilor de rând nu le pasă că se strică bateria la telefon, că ei oricum au fast charging acasă, n-au de la 1 amper să protejeze bateria, știi? Eu omul zice, bă, vreau să văd Waze-ul aici, să văd unde e milițianul. Eram într-o zi cu un BMW, era vară, era cald, eram pe CarPlay Wireless și cu telefonul l-am încărcat ca să nu mi se descarce, da? Telefonul se încingea de la soare, se încingea de la faptul că se descărca, se încingea de la faptul că se încărca și mi s-a închis. Zicea iPhone too hot. Și atunci am rămas fără Waze. Poți să-l pui fain frumos aici, îți pui un suport de la magnetic și se bate mereu clima pe el. Nu, că nu, asta e țigănie să-ți pui suport de telefon aici. Voi să folosim cuvinte de astea pe YouTube, nu e țigănie, e doar o chestie greșită. Bine, încă o dată, hai. Lăsăm. Nu lăsăm, orice în țigănie, zicem aceea. La țigănie nu ne luăm nimic ca de niște oameni. Da, venie și mai bine. Ok, țigănie se poate folosi. Da, țigănie se poate folosi. Păi de-aia îmbuși țigănesc la sandwich. Da, vezi? Da. La... Asta nu se poate folosi. Da, nu se poate folosi. Bogdan, te descurci tu că ești deștept. Fii atent aici. Ai scaune încălzite și dacă vrei să le ventilezi, le pui așa. Știi, deci ai un singur buton și poți să le ai pe amândouă în același timp. Asta mi se pare genial. Dar de ce? Cum e că de ce? Să-ți vină aer cald suflat. Mm-hmm. Știi? Să ai scaune medii, cum s-ar spune. Și din păcate o să... Da, asta e tare, că totuși scaunele sunt sport, gen de tip scoică și ai și încălzire și ventilație. Dar nu sunt alea super scoică. Da, nu sunt, alea nu au. Da. Știi că pe M4 care l-am filmat eu era, pe alea nu avea. Da. Gen, ești sportiv, lasă ventilația. Lasă ventilația, să-ți transpire ouăle, știi, rulmenții la mașină. Scurtăturile, în schimb, fii atent, asta e toată șmecheria, deci avem evacuare. Mie îmi place interiorul, nu mă vreau să scuze că te întrerup. De ce îmi place interiorul de BMW ăsta? E simplu, bordul e virtual display, e mare, navigația e simplă. Îți place turometrul ăsta așa, care pleacă de aici și se duce încolo și măcar nu e rotund? Da, ce are? Mie nu-mi place. Mie îmi place, nu mă deranjează. Bordul simplu, ventilație, climatizare, dau încălzire aici, nu...
10.000 de butoane pe care nu mai ies, nu merg, nu mă interesează. Simplu. Da. Apăs, uite-te, vreau mai rece, vreau mai rece. Nu la, trebuie la să glisez, nu știu ce. La facelift? La facelift nu mai ui. La facelift cu iDrive 8, dar uh-huh. am pus panoul ăla ca la S-Class. Adio butoanele astea, adio acest ecran, adio aceste butoane. Nu mai ai aproape nimic. Eu sunt fan ecrane mari, dar nu-mi lua butoanele astea. Pune ecran și nu-mi lua butoanele astea. Când știi? O să filmezi tu un BMW nou, am filmat, ai văzut? Am filmat. Ai văzut? Aveau tu butoane. Tu mă aici pe canal. Aveau butoane. Să filmezi tu, bă, provincialule, care ești din provincie, acolo unde n-aveți mașini. Da. Ai văzut și tu la șeptarul nou că aveai butoanele pe un display. Am văzut. Și ce se întâmplă că se strică display-ul? N-am bine. Eu te înțeleg, dar așa ce se întâmplă dacă se strică mânerul la ușă? Nu mai ești numai pe geam, știi? Așa e. Ia fii atent, hai să vedem camerele. Ca așa și aici, ce se întâmplă dacă se strică butonul ăsta? Nu mai merge. Hai să vedem. Deci avem lateral, spate, față, auto, avem și 3D, vizualizare 3D. Și să vedeți dacă avem... Și nu-i culoarea vopselii... Ba da, nu-i culoarea vopselii detașabile. Păi asta, detașabile. Da, detașabile. Asta e culoarea... De ce nu vopsi băieții și peste ecran? Cum era? Dar se poate face din soft, de seama dacă intră cineva acolo. Știi că poate să intre oricine cu un soft, să-i pună soft de Alpina pe el. Știi? Să-i pună ceasurile alea albastre frumoase de Alpina. Am văzut la un serie 8. The most Romanian thing ever, gen, îți iei un BMW și duce unul să spună soft, să spună bordul de nu știu ce. De Alpina. Bordul de Touareg. Și are și asistentul de marșadier pe care o să-l arătăm după aceea. Și are și mod de parcare și mai are și mod de spălătorie automat. Da. Da, care pur și simplu îți arată pe unde să mergi cu janta să nu ți-o zgârii. Da. Care și e o chestie utilă. La Mercedes îți închide geamurile, știi? Da. Închide trapa. Și mai e o chestie la Mercedes. Și dacă, dezactivează ștergătoarele automate. Dacă dai pe recirculare la Mercedes, se închid geamurile și trapa. Ia să... Unde-i butonul de recirculare la asta? Așa. Da, nimic. Deci nu e ca la Mercedes. În rest... Ce era tare acolo de zis, asistentul de marșalier, uite, plus păi că revenim... El, o să-l arătăm la ok, ah, ok, plus că revenim, dă-i tu datele motorului, mi se par foarte tare. Păi asta e prostia pe care au făcut tot cei de la BMW acum. Deci ai așa, poți să selectezi tăria transmisiei, care acum e ZDF-HP cu convertizor, nu mai e da, dublu. Da, bine, tăria, brutalitatea schimbărilor treptelor. Noi am filmat... Cât ambreiaj folosește cutia? Asta schimbă aici, de fapt. Da. Ceea ce e bine, de ce te deranjează? Nu mă deranjează, mă gândeam la ce... Noi am filmat acum două zile un Dita mai SUV de la Audi care avea aceeași cutie și acum am filmat o mașină sport de la BMW cu aceeași cutie. E o cutie versatilă, da. Care are cea mai bună cutie automată, dar nu e la fel de violentă precum un dublu ambreiaj, știi? Dar asta la proba de condus mai multe. Și avem aici... Deci e foarte bine că poți să schimbi brutalitatea treptelor. Da, e foarte bine, dar asta înseamnă că dacă o dai pe confort și o faci moale, strigi mașina, adică o faci să nu mai fie M4, o faci să fie un seria 4. Ceea ce e bine pentru că încearcă să fie o mașină cu care să și poți să mergi normal cum vrea omul care își ia o mașină cool. Să meargă cu ea până în centru. Să fie user friendly, să fie... Deci atunci de ce nu trebuie BMW normal? Pentru că nu atrage atât atenție. Așa e, da, e vorba de șmecherie până la urmă. Totul se rezumă la șmecherie, la bani și la șmecherie. Nu zic că asta e calea, doar zic că BMW s-a adaptat foarte mult după consumator. Exact. Uite, avem în primul rând M-Mode, da? Care avem Road, Sport și Track. Da, pentru track trebuie să mențineți apăsat. Uh-huh. Da. Dar asta nu înseamnă că mașina devine mai sportivă dacă o treci pe road, sport și track. Pur și simplu dezactivează anumite sisteme de asistență. Înțelegi? Nu ți-o face mai sportivă. Dacă vrei mai sportivă, te duci în setup. Și aici ai toată șmecheria. Motor, da? Sport plus, hai. A, uite. Uite cum a băgat un pic de sunet în boxe. Da. Aia e diferența mult. Între efficient și sport plus când ești și pe loc. Și poți să pui și frâna pe confort, înțeles, să nu fie la fel de violentă. Deși dacă ar fi după mine răspunsul cutiei, ar trebui să fie, răspunsul frânelor ar trebui să fie bun în orice situație. Da? Și aici, pentru da, că e bun, doar că diferența de frână, confort și sport, nu e răspunsul ei, ci îți scurtează pedala pe sport, tu apeși mai puțin ca să ai frâna maximă față de da. Pe confort. Știi, adică frâna funcționează on-off pe sport și pe confort ai dozaj. Deși ar trebui să ai și pe sport dozaj, mai ales dacă mergi pe circuit. Ai, dar e mai sensibil. Știi, adică apeși numai un pic și s-o dus. Ok, M-Dynamic Mode la DSC și DTC și mă enervează că rămâne chestia asta prea mult, vezi? Uh-huh. Așa, și dacă îi dai DSC off, ai M-Traction Control să selectezi tu cât ce nivel, da, de traction control și mai ai și chestia aia care a dispărut acum, nu știu. Analizorul de drift. Analizorul care de e drift. Foarte fain. Nu o să demonstrăm astăzi. Nu, a și plouat. Păi aia e bine. Asta e o chestie de fun. Arată că ăștia de la BMW au simțul umorului.
da? Nu, atâți. Arată că știu că au și nișa de oameni care iau mașinile astea să facă chestia asta cu ea. Da, dar de ce ai nevoie ca să vezi cât de bun e driftul tău? Următorul drift, cel mai bun drift și așa mai departe, știi? Așa. De ce? De ca ce? Să te distrezi, nu ca să te dai mare sau așa. Da, știi? Da, da, adică e clar că ți-ai o mașină tracțiune spate și ca să faci chestii de tracțiune spate, să faci un mic drift, mai ales că ziceam, are autoblocant, deci da, poate să mențină driftul, nu m-au fugit un pic spatele, știi? Și vezi aici, pentru că uite de ce e tare, poți să vezi câți metri ai driftat, știi? Da. Și zici, bă, eu am cel mai lung drift, al meu e 300 de metri, hai să fac de 500 de metri, știi? Și tot îi duci și tot îi dai, bineînțeles, pe circuit. În România avem o dispoziție largă de circuite, în fiecare mare oraș e un circuit. Păi dacă e să te gândești după... Toate au numele, știm, numele orașului, puse de stat, DN și accesul gratis. DG, DN, D... și direcția eu aș țin-o pe confort pentru că se întărește un pic prea artificial, dar o să vedem la proba de condus cât de mult. În schimb, totuși volanul... direcția e hidraulică. La asta? Da, eu așa știu. Eu știu că e electrică toată ziua. E electrică? Da. Mă, eu... Nu, asta, la M4 vechi era electrică, asta tot electrică, electrică. Deci asta e electrică? Da, electrică. Ok. Nu zic, nu zic, pentru că e foarte posibil să greșesc, doar că eu când am condus-o, am simțit foarte mult feedback în drum și ăla era tot numai din senzori făcut. Da. Genial atunci. Hai să vedem. Mie, adică n-am condus-o încă ca să-mi dau cu părerea, dar la, din ce alte BMW-uri am mai condus, am condus multe în ultima perioadă, asistarea e un pic cam prea puțină, prea artificială pe sport. Da, vedem la proba de condus. Și evident, tabloul de bord deja îl știm, nu prea multe informații. Ce e interesant este că dacă eu pun acum un clip cu Andrei Vereștiuc pe YouTube pe telefon, o să-mi apară thumbnail-ul aici. Da, bine, pe mine ce mă deranjează e că îți dă presiunea la turbo, îți dă temperatura apei, dar hai să fim serioși, tu ai vrea temperatura uleiului. Păi care? Și temperatura uleiului nu e dacă mergem. Păi, mă refer acolo sus în bord, știi? Da, poți să-ți configurezi butoanele M1, M2, cum vrei tu, asta ca să fim, știi? Și știi cum? Pe M2 pui sportivitate, pe M1 pui totul pe confort, dar evacuarea să sune, să știi? Sune, da. Și zici, pac, am dat pe 1 să mă audă dușmanii. Păi da, bistrei panoul de drift, analizări, panoul de bord, analizator de drift. Afișează sport. Da. Astea sunt. Aici temperatura uleiului, dar nu ți-o dă acolo, știi? Exact, și aici e puterea în kilowați, dar poți să o treci în cai putere. Se poate trece în cai putere, asta n-am știut. Foarte am tare. Am aflat-o și-o târziu. Uite, dacă te duci, dar e pic stufos meniu, știi? Trebuie să te duci la car, te duci la setări, s-a pus și ploaia, setări generale, unități, putere KV, CP. O, ce tare! Și acum te duci la... Sunt mult prea multe mașini la care au de la sport display, între ghilimele, că și pe Mercedes, nu știu cum se merge, dar ți arată, și se arată în kilowatt, știi? De parcă trebuie să stau să fac conversia. Eu am 500 de cai, tot mai am dat blană și îmi zice, ai 300, nu știu câți kilowatt. Și eu zic, oare câți ia în cai, știi? Hai să spun o chestie interesantă. Zic o chestie interesantă până revin eu aici. Da. Du de la afișaj de sport și acum e cu ai putere. Deci, conversia este kilowatt la cal putere, 1,36. Știi cât e de la pounds feet of torque la newton metru? Nu. Tot 1,36. Bun, dar nu o să așa bun la calcule în timp ce driftez cu M4 pe viraje cu 375 ori 1,36. Faci matematică și... Da, și faci matematică și nu mai poți conduce. Volanul mi se pare prea gros. Încă mi se pare, pentru o mașină sport, mi se pare prea gros. Da, mie îmi plac volanele mai subțiri, dar e o tendință foarte mare în a pune volane groase, pentru că oamenii simt la un volan gros încredere în mașină. Gen, uită-te ce bine prinde volan, îi dau blană în linie dreaptă. Dar mie mi se pare că e mult mai greu de gestionat într-un viraj sportiv un volan gros decât un volan subțire. Da, e mai greu. E mai greu. Volanul trebuie să fie subțire, adică nu... Nu încape discuție, toate volanele de curse sunt exact pe mâna șoferului, sunt mult mai subțiri. Da. Ai văzut și tu volanul de la M4 ăla de drift? Da. Era subțir. E logic, ai văzut cum făcea ăla de a 7 rotiri odată. Hai să mergem să o conducem și mai vorbim la condus. Bine. Ce bine. Ne-am urcat la partea de test drive și ce am făcut eu, mi-am lăsat scaunul maxim de jos pentru că vreau să simt centrul de greutate al mașinii. Și acum e o diferență enormă între picioarele mele și volan. Pentru că, nu știu, gen, mașinile astea BMW-urile astea noi sunt făcute de parcă trebuie să le conduci mereu cu volanul așa sus, să pare cât mai șmecher. Uite-te, maxim de sus, așa, maxim de jos. Asta e maxim de jos, fratele meu. Cum să fie asta maxim de jos? Că, gen, îi o palmă jumate
între piciorul meu și scaunul meu dacă stau jos. Volanul e prea sus. Dacă ar fi să-mi fac eu poziția la volan, n-ar mai fi nimic, nici măcar o palmă, ar fi un deget între piciorul meu și volan. Păi, da, eu înțeleg ce zici, dar gen, ajustarea volanului ar trebui să meargă mult mai jos. Uite-te, ăsta e maxim de jos și sunt într-un M4, deci nu sunt în X5, să zic că sub. Deci acum trebuie, fără să vreau, să-mi ridic scaunul mai sus ca să stau corespunzător la volanul ăsta. Exact. Nu, e o chestie care mă nemulțumește puternic. Așa cum mă nemulțumește la Mercedes CLA, că dacă ai văzut, stai aici și volanul e mai așa. Un pic, da. Și gen, tu zici, conduc așa deformat, fac probleme cu colona în 2 ani de zile cu Mercedes-ul ăsta. Păi da, nu conduci așa. Pui tu o mână pe volan, o puții aici, așa, ca... Deci tu zici că direcția electrică, îți fascinat. N-am știut chestia asta, sincer. 100%. Dă feedback. Acum că zici, pare electrică, știi, efectul placebo, dar... Știi că eu ziceam la placebo când eram mic, placebo. Așa citeam, că era trupa. O fugit un pic spatele, bineînțeles m-a tăiat controlul tracțiunii, puterea, ceea ce e foarte bine, pentru că dacă nu ești proprietar de M4 să fii obișnuit, nu vrei să faci prostii. Ud, cauciucuri de iarnă, M4, 510 cai, tracțiune spate, frumos. Pe frână simți că e greu, chiar simți că e greu. Da, frânează, bineînțeles, pentru că toate au frâne sport. Volanul acum tu l-ai pus pe confort. Oare cum ar fi dacă îl pun pe sport? Pentru că, sincer, a fost un pic ușor. Pentru condus în oraș era ușor, dar pentru condus sportiv, ascultă-l. Da! Frumos! Da, uite, de asta îmi place mie BMW. Eu nu mai fac vloguri cu tine. Da, nu, că nici nu mă duc tare. Deci, îmi place BMW pentru că zici, bă, ai grilă mare? Da, ai grilă mare. Bun, pare un pic mai ciudat, atrage o grămadă de atenție. Încolo, încolo. Dar performanță ai. Și uite. Oh, Andrei. Cum ziceam și la început, înainte să filmăm, dacă vrei o mașină rapidă pe UD, îți iei X-Drive. Dacă vrei o mașină rapidă pe uscat și distractivă, îți iei tracțiune spate. Eu sunt fan tracțiune spate, bineînțeles am mașină integrală, dar Mașini integrale, că pun și Duster-ul, dar mașina stă frumos. Nu mă ajută anvelopele astea de iarnă, ăsta e adevărul, pentru că simt cum flancurile cedează la viraje, dar mașina e ireproșabil. Nu pot să zic că e ceva ce nu-mi place la condus, știi? Bă, nu-mi place că se simte prea rigid. Nu, așa trebuie să fie. Sau, bă, nu-mi place că supravirează. La câine întorci, n-am frână de mână. Bun, întorci și conduci tu. Bă, și nu mă lasă deloc să mă întorc cu controlul tracțiunii. Deci ai văzut, am plecat de acolo virat, am accelerat, nu chiar la maxim, nu fuge spatele, pentru că ea știe. Acum am activat controlul tracțiunii, deci nu o să mă duc aiurea. Uite, acum avem M-Dynamic Mode. Pe M-Dynamic Mode fuge. Hai să vedem. Ne trebuie o viteză mai mică totuși să testăm prima dată cum suntem cu anvelopele astea. Dar na, acum nici nu sunt eu aici să-i testez limitele pentru că nu-i mașina mea. Dar cred că după, odată ce te înveți cu ea, e genială de condus și răspunde, mă, deci cutia de viteze răspunde instant. Ai dat, o plecat de pe loc, ți-o dat toată puterea, stăca. E distractivă, nu trebuie să stai să încarce turbina, să aibă lag. Nu, e clar, se simte că e o mașină cu turbo, dar răspunde super bine. Na, o tăia puterea. Bă, Andrei! Frumos! Deci, merită banii, sincer. Da, nu-mi place grila față, e un pic show-off mașina, dar îmi plac mașinile care sunt show-off și apoi poți să livreze. Știi? Că e una să fii show-off, să arăți, mamă, ce bengos îs, și apoi să nu fii bună de nimic, mă refer la mașină, și una să te lauzi, să atragi atenția, dar să și fii performant. Acum, cum ai zis tu, nu-i Ferrari, nu-i Lamborghini, care sunt foarte curios de părerea ta, te dezamăgește că... N-are performanțe de supercar? Nu, n-am zis că pe mine mie nu pasă de performanțe, mie îmi pasă efectiv de feeling și cum te face să te simți. Nu, hai să vezi cum te face să te simți. Mergem? Bă, mergem, dar eu vreau să... Suntem aici cu minerul Luci Popa. Sper că nu minez Bitcoin și chestii de alea, sper că minez o filmare faină. Bag un mașaler. Luci, care a zis, nu te du tare. Deja are 200. Mai cu 200, mă, ce dracu. Bun. Dă
bagă sportul național al românului. Care? Dă cu părerea. Eu acum mă obișnuiesc cu ea, nu-i dau. Dar eu n-am să-i dai, am zis să dai cu părerea. Ce să mai, putere are. Am condus motorul ăsta pe X3M Competition, mult mai violent aici. Și cutia se simte bine. E ciudat cu anvelopele de iarnă că și pe sport direcția pare ușoară, fiind și ud pe jos și fiind și... Opa! Îmi place! Da, ce se ați văzut? Cum e și copilul din Luci. Asta e dovada faptului că e o mașină faină la condus. Când faci așa, îmi place, e ce trebuie. Aici, dacă era în test drive la reprezentanță, o luai. Amortizează și bine. Dar direcția e un pic lipsită de feedback. Un pic. Chiar și așa, cutia pe retrogradare e mai bună decât la Audi SQ8-ul ăla, bine, altă mașină, altă. Da, 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 cutia răspunde mult mai bine, de acord. Dar puntea față mi se pare prea ușoară. Bă, nu știu cum îți dai seama că puntea față e prea ușoară așa din start. Păi nu, pur și simplu, încarci mașina, da, da, și nu se întărește direcția, nu-ți dă, nu simți că mașina e lipită de asfalt, simți că mașina ar putea duce mai mult, dar poate n-ar putea duce mai mult și brusc te sperii și intri prea tare într-un viraj. Nu simți în volan? Da, nu simți în volan. Dar mi se pare că îți comunică șezutul, scaunul, aderența care o ai pe spate. Păi da, dar eu mă refer pe față, nu pe spate, că așa simți în fund. Da, simți în fund, exact, chiar dacă sună aiurea, exact ce face spatele. Exact. Da, mi se pare genul de mașină la care te interesează ce face spatele, pentru că pe față ai motorul, e greu, nu o să fugă fața înaintea spatelui. Dacă fugi spatele, deja e gata. Nu? Da. Dar vezi ceva, e mai puțin sălbatică decât generația trecută. De M4. De M4, da. Aia era un pic mai... Aia fugea și mai rău. Ia să vedem. Speed bump-uri? Da. La greu? Ia să vedem. Launch control. Hai să plecăm așa. Ce launch control, că și fără launch control o plecat. O patinat, nu? Și o patinat și o sta pe loc. Anvelopele de iarnă nu ajut deloc, adică la... Dacă aveai launch control, nu plecai. Doar stăteai acolo. Doar stăteai. Da, nu. Acum e pe... E tracțiunea oprită, știi? E DSC-on. Probabil cu DSC-on merge launch control. Ce greu o schimbat acum. Da, că nu se aștepta. Nu se aștepta, exact. Hai să o întoarcem și să mai dăm. Deci Luci Popa a luat cutia de viteze prin surprindere. Se simte mai ușoară decât pare. E nervoasă, într-adevăr, fuge spatele dacă așa merge. E că se simte mai ușoară decât pare. Până când frânezi. Până când frânezi, da. Luci Popa a stricat cutia de viteze la M4. A stricat-o. Volanul, într-adevăr, e prea sus. Mult sunet în boxe. Prea mult. Mult sunet în boxeri. În motorul boxer. Nu, în boxeri. Opa. Hai să nu mai facem hopa cu zidul pe partea mea. Da, facem cu copacii pe partea mea. Da, e ok, n-am nicio treabă. Cu controlul tracțiunii scos, bine, pusă pe M-Dynamic Mode, da. În viraj, Luci Popa accelerat. Doar pentru chestia asta merită și un like. De ai tu, mă, atâția urmăritori, că știi când să le spui să dea like și subscribe, știi? Da, ăla-i secretul. Ăla-i secretul. Bă, dar vrei să știi ceva? Like și subscribe! Știi că e destul de ok pe dâmburi, pe denivelări, vezi? Nu e, și cu suspensia pe sport, nu e pe sport plus chiar. Adică arcurile nu sunt așa de rigide. Bă, da, fuge, dă-o dreptul de sub tine chiar. Să știi că din dreapta te sperie mai tare, dar văd că tu nu ești speriat așa. Ai, eu scuzați-mă, trebuia să fac pe speriatul. Luci! O, că mă sperii pe mine acum. Nu sunt speriat pentru că am încredere în condusul tău. Da, eu n-am. Opa, o, da, fuge. Fuge, fuge. Dar nu, e... BMW-ul fuge, nimeni nu-l ajunge. Are dor de ducă, parcă ar fi nălucă. Foarte mișto, e foarte nervos. Asta îmi place la o mașină. Bă, să te sperie, mă, puțin, știi, dacă tot
Dacă tot ai dat banii pe ea, dacă tot ai dat banii, panicat. Te sperie un pic, da. Dar nu, foarte mișto mașina. Într-adevăr. Dă-i o notă de la 1 la 10. Hai să băgăm o notă. O notă? Da. Zi, 8 pentru că. Un 8 pentru că. Am știut. Da. Ce-ți trebuie, băi, X-Drive? Că mult mai, e mult mai distractiv să ții cu sistemul pe M-Dynamic Mode, mașina să fugă de sub tine și să te caci pe tine de frică, decât să îi pui accelerația aia să pună tot pe jos și să te duci. Ai o senzație mult mai mișto așa decât să te duci, să-i dai putere și ea să fie super eficientă. Știi? Uite, suspensie, frâna pe sport. Sunt curios cum e frâna pe confort. Frâna pe confort. Deci e tot tare. Dar ești de acord cu mine că e travel-ul mai lung? Da. E un pic travel-ul mai lung, e și mai moale în prima parte. Opa. Și mai moale în prima parte, știi? Mhm. E mișto că. Opa. Ha. E nebunie mașinuța. Îmi place. Dar tot chiar dacă și nervoasă, chiar și așa, e o mașină sport, e echilibrată, e bine. Nu subvirează, nici n-ar avea ce să subvireze, că plouă afară și mi-e frică. Da. Mișto asta. Și știți vorba aia, fă ce zice popa, nu ce face popa. Da. Și mai facem o dată, hai să mai facem o dată, că asta a fost mișto. Hai să mai facem o dată. Pac, casco. Care se plafonează. Asta nu se. Ce mișto a fost. Bă, ce. Mai mărim un pic la 8 ăla, facem un 9 din el. 8 jumate. Nu-mi place puntea față. Vezi tu când mă duc pe aici, greu cu Luci Popa, nu-i place puntea față. Păi pui puntea de patron. Hai să spun o chestie. E foarte greu să zici. E și sunt și cauciucurile de iarnă. E foarte greu să zici, nu-mi place puntea față că nu simt că mușcă cu cauciucuri de iarnă pe ploaie. Pe ploaie uzate. Da. Vara. Adică da, pune niște uzate. Mă, n-aveau cea mai bună viață în ele. Adică nu erau noi, știi, să zici. Păi da, dar mai vechi de 2 ani oricum n-aveau cum să fie că mașina are 2 ani, știi, deci. Da, 2 ani. Da. În fine, nu erau cele mai wow anvelope de iarnă, știi? Când pui niște anvelope cu flancuri tari care să țină, să nu cedeze flancul, care au aderență, atunci să vezi feedback în volan, că știi și tu, anvelopele bune schimbă feedback în volan enorm. Așa este. Pe de asta am și zis la începutul probei de condus că are anvelopele de iarnă și de asta se simte ușoară, că la toate BMW-urile pe care le-am condus cu anvelope de iarnă, feedback-ul în direcție era mult mai moale. Upi! Băi, ce mișto e! Abia aștept să văd cum e M2-ul manual și o să conduc și un M3 manual. Ăla o să fie. Și ca și paranteză sau ca și adiție la chestia asta, pe mine nu mă deranjează absolut deloc că mașina asta are cutie automată, pentru că e o cutie automată genială, schimbă bine, merge bine. E doar o chestie de principiu, gen, a, eu vreau manuală că-s pasionat. Da. Că nu poți să zici că cutia asta e o cutie rea. Nu e o cutie rea, dar m-aș distra mult mai mult una manuală, deși am auzit cum că cutia de pe M2, M3, M4, asta nouă, nu e la fel de bună cum sunt alte cutii manuale gen Porsche, știi? Hai să încheiem aici episodul. Băi, Andrei, mulțumesc că ai fost alături de mine astăzi. Îți mulțumesc că m-ai dus în dreapta ta. Tu ai mai condus M4, ce părere așa, per total? Zi-mi, dă-i o notă, dă-i o feeling de condus. Deci, fii atent, eu îi dau 9, dacă suntem de la 1 la 10. Da. Mie mi se pare fiabilă, ceea ce e foarte important. Da, e tank motorul și cutia. Da, e tank motorul și cutia. Se conduce superb. Feeling superb. Performanțe bune. Mă deranjează un pic grila aia față, ca să nu zic că e o mașină de nota 10, știi? Da. Interior fain. Uite-te, ce vrei mai mult de la un interior decât ăsta? Bă, un volan mai subțire. Un volan mai subțire și care vine mai jos. Și da, și mai jos. Și padele. Opa! Padele ceva mai apropiate. Nu, deci mie mi se pare o mașină super reușită, exceptând grila și poziția volanului. Abonați-vă și la Andrei Vereștiu, că e băiat bun. Nu e băiat bun, e cel mai bun pe auto pe YouTube românesc. Și asta nu mă faci să mă simt prost. Abonați-vă la Luci Popa, un like și un subscribe. Gata. Și
Nu uitați că la 100.000 de abonați dăm giveaway o mașină. Da? Da. Ce mașină? Nu avem voie să spunem încă. Avem din 3-4 de ales. Gata. Ah, Fiat-ul ăla roșu? Nu, nu e ăla. Gata, mulțumim. Ne vedem data viitoare, sper că v-a plăcut. Ciao. Salut!